Bine v-am regăsit! Astăzi o să avem o ediție specială în care arătăm importanța tradițiilor copiilor și arătăm cât de important este să arătăm originea și cum am trăit noi, dar să învețe și ei lucrurile pe care le-am învățat noi la vremea noastră. Astăzi am fost la Cules de Cireșe, un lucru foarte plăcut, pe lângă faptul că am ieșit în natură, am scăpat de tehnologie și ne-am putut bucura într-adevăr de natură, am învățat cum să facem un gem de cireșe și cum este tot procesul, începând de la culegere până la ultimul proces în care noi punem gemul în borcane sau ajungem să-l mâncăm. Este un mic experiment, să spunem așa, pentru copii sau o mică tabără pentru ei, în care învață lucruri noi și se dezvoltă, lucruri pe care noi le-am făcut la vremea noastră, dar mulți dintre ei acum nu le mai fac, stând în oraș, nu mai au posibilitatea să vadă exact tot procesul cum eram pe vremuri. Este important pentru noi și pentru copii să vadă și să învețe multe lucruri, mai ales să învețe despre originea noastră și să vadă exact cum a fost pe vremea noastră, pentru că este un proces în care pe ei dezvoltă foarte mult. În primul rând, dezvoltă partea de motricitate, dacă o luăm din punctul acesta de vedere, dezvoltă partea de motricitate pentru că se cațără, partea de atenție, partea de îndemânare, dar și în același timp memoria, creativitatea. Sunt lucruri simple pe care noi le făceam și sunt lucruri care multora le lipsesc, așa că ar fi frumos ca toți dintre noi să participăm cât de puțin la activitățile de la țară sau la activitățile din natură, oricare ar fi acestea. În primul rând, aerul curat și lipsa de tehnologie îi ajută să se deconecteze și să se liniștească, să descopere lucruri frumoase, să fie dornici de aventură și să creeze amintiri plăcute, atât cu prietenii cât și cu familia. Este important să mergem cât mai mulți împreună, să se poată juca, să poată comunica, să aibă o interacțiune unii cu alții, pentru că sunt lucruri frumoase pe care le pot descoperi și amintiri frumoase și, cum se spune, totul la timpul lor, sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm, lucruri în care trebuie să se dezvolte. Lăsați copilașii să meargă, să se joace nisip, să se joace în natură, să se împrietenească, pentru că este un proces important în viața fiecărui copil, în dezvoltarea lui. Atât pentru copii, cât și pentru adulți, aceste activități sunt benefice. În primul rând și pentru adulți, pentru noi ca oameni, este foarte benefic pentru că începem să socializăm, începem să comunicăm, să ne ajutăm, să descoperim noi povești și ne dăm seama cât de frumoasă este și viața noastră. Dacă stăm doar noi cu noi, de multe ori rămânem blocați pe anumite probleme și nu ne mai dăm seama de multe ori cum să ieșim sau că nu sunt atât de grave pe cât ni se par nouă, așa că dacă ieșim și povestim, o să avem o altă viziune asupra vieții, vedem părerea celorlalți, vedem și cum trăiesc ceilalți, vedem care sunt problemele cu care se confruntă, cum rezolvă și cum mulți dintre ei probabil nu li se par mari probleme, lucrurile pe care noi le considerăm o tragedie. La fel văd și copilașii, modul de a se juca altor copii, modul de a comunica cu alți copii și descoperă noi experiențe care îi ajută în dezvoltarea lor. Dacă noi încă de mici începem și le creăm o familie și arătăm cât de importantă este socializarea, dacă noi socializăm cu alți oameni, ieșim cu ei, petrecem timp împreună și ne creăm amintiri frumoase, la fel și ei vor vedea cât de importantă este această parte, cât de importantă este prietenia, cât de importantă este familia, bunicii și așa mai departe, care au un rol foarte important în dezvoltarea noastră. Și trebuie luate toate pas cu pas, să lăsăm copilașii să se dezvolte, să-i lăsăm să se bucure de fiecare moment frumos, dar în același timp să le arătăm originea și să le arătăm tradițiile noastre, pentru că sunt lucruri frumoase, sunt lucruri de neuitat și sunt lucruri care ne creează amintiri frumoase în același timp și ne dezvoltă.
ne dezvoltă atât cultura noastră, cât și creativitatea și imaginația și știm frumos de unde să facem unele lucruri, cum să facem unele lucruri și cum să le facem împreună. Deși în ultimul timp cuvântul împreună cumva este tot mai rar întâlnit, trebuie să încercăm să vedem cât de frumos sunt ei când sunt împreună și cât de frumos să petrec ei timpul împreună și automat cât de frumos se joacă și învață unul de la celălalt. Mai ales că este timpul vacanței, majoritatea nu mai merg la grădiniță, este bine să participe la activități încă în comunitate și să se joace împreună, să socializeze, pentru că avem experiența pandemiei care a creat oarecum anumite lacune în viața copiilor, mai ales pe parte socială și pe parte de anxietate. Mulți dintre noi ne-am regăsit că copilașul a devenit mult mai retras sau nu comunica la fel, așa că este momentul potrivit să începem să ieșim, să începem să povestim, să începem să se joace și cu alți copilași și să-și petreacă vara într-un mod frumos. Să găsiți activități plăcute care îi ajută în dezvoltarea lor, în același timp să învețe din fiecare activitate și să-și petreacă o vară frumoasă. Așa că între timp vă invităm să vedeți o mică parte din experiența noastră din această săptămână, să vedeți că fiecare copilaș a fost foarte fericit și cu siguranță să vă invităm să participați la activități în natură și să descoperiți tradițiile noastre, tradițiile din mod strămos, să le arătați și copilașilor și vor fi foarte uimiți pentru că multe dintre ele nu sunt cunoscute de ei și nu sunt la fel ca o tehnologie, așa că petreceți timp în mod frumos și petreceți timp în natură.
După cum ați văzut, cu micul mare s-a bucurat de această experiență și s-a bucurat de fiecare lucru frumos întâlnit, faptul că au fost împreună și părinții în același timp, li se pare o experiență frumoasă. Știu că copiii pot să-și dezvolte noi abilități în acest mediu și indiferent de copilaș sau de părinți, este un mod foarte frumos de a ne petrece timpul împreună și un mod de a ne dezvolta împreună. Eu vă încurajez în continuare să faceți lucruri frumoase, să faceți lucruri în natură, să descoperiți tradițiile și să vă bucurați de fiecare clipă și fiecare moment frumos cu copiii dumneavoastră. Vă așteptăm și data viitoare!